Uitați-vă, încă o dată, cât de frumos se taie cu lingurița fără să faci forță aproape. Ia uitați, vedeți? Special pentru prietenii mei gurmanzi. Cheesecake fără coacere. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Astăzi o să pregătim o rețetă de cheesecake fără coacere. Cu brânzică tip Philadelphia, cu gem pe deasupra și cu biscuiți. Fără să avem nevoie de cuptor și de nimic. Haideți să vedeți ce simplu se pregătește și vă invit să-l pregătiți la voi acasă. Începem. Tava de tort, 25 de centimetri diametru, în cazul meu. Și începem. Un pachet de biscuiți. Folosiți biscuiții care vă plac. Biscuiți cu zahăr, fără zahăr, biscuiți integral, tot ce doriți. Un pachet, 200 de grame. Pentru tava mea este perfect să iasă partea de jos. Și o să pun 100 de grame de unt. Untul este la temperatura camerei, nu l-am topit. Puteți să-l topiți și să-l răciți dacă vreți. Continuăm. Pentru partea din mijloc avem nevoie de 600 de mililitri. Uitați ce am folosit, o frișcă. Frișcă, dar frișca mea este neîndulcită, trebuie să ținem cont, dacă este îndulcită nu mai folosim așa de mult zahăr. Sunt 600 de mililitri de frișcă și 600 de grame de brânză tip Philadelphia, brânză cremă. Da? Această brânză puteți să o faceți acasă, într-un video o să vă arăt cum să faceți această brânză acasă la voi. Sunt 600 de grame, zahăr între 100 și 150, după pofta inimii voastre, prietenii mei gurmanzi, eu folosesc 150 de grame deoarece frișca mea este neîndulcită. Gelatină. Pentru brânză și frișcă folosesc 6 foi frumoase, așa, 6 foi frumoase, dacă aveți gelatină în praf, 1,5 grame pentru fiecare foaie, în cazul acesta 9 grame. Și aici la sfârșit mai am încă o foaie de gelatină pregătită pentru gem. Este opțional, puteți să puneți gemul fără, dar eu o să-i pun și gelatină ca să fie mai frumos. Am gem de căpșun, folosiți gemul care vă place mai mult, 300-350 de grame, mai bine să rămână decât să nu ajungă. Cu astea spuse, cred că am spus totul. Haideți să începem să trecem biscuiții prin robotul de bucătărie. Îi rupem și adăugăm aici. Și acum începem să-i pisăm. Gata, vedeți? S-au pisat. Și acum ce facem? Începem să-i adăugăm untul. Îl adaug pe tot. Așa, vedeți? E la temperatura camerei foarte, foarte moale. Gata. Trebuie să le amestecați bine, să se incorporeze bine untul. Și acum... Cantitatea de unt este ok, la 200 de grame de biscuiți, 100 de grame de unt, 100, 110. Și acum adăugăm acești biscuiți aici, în tava noastră, întindem bine acești biscuiți. Să vedeți cât de simplu este acest tort, fără coacere, fără nimic. Și un copil poate pregăti această rețetă. Și acum cu o lingură sau cu fundul la un pahar, apăsăm bine acești biscuiți, îl introducem la frigider în timp ce noi pregătim celelalte ingrediente ca untul să se întărească. Mă duc să las la frigider. Uitați ce frumos. Cele 6 foi de gelatină, eu le înrop așa și le las în apă rece să se moaie, da? 5 minute trebuie să le lăsăm aici să moaie în apă rece. Perfect. Bun, le dăm la o parte. Am luat o cratiță la foc și îi adăugăm frișca. Bun. Luăm gelatina, o scurgem de apă. Așa frumos. Și odată înmuiată o adăugăm aici și începem să le amestecăm puțin. Îi adăugăm zahărul, cum am spus, după gustul vostru. Eu i-am adăugat 150 de grame de zahăr și începem să le lăsăm la foc mic și le amestecăm până se dizolvă bine zahărul și gelatina. S-a încălzit laptele, n-a ajuns să fiarbă și s-a topit toată gelatina. Eu acum o dau jos de la foc. Amestec tu, abonează-te la Sebi Acasa dacă ești nou în YouTube la mine și urmărește-mă și în Instagram la Sebi Acasa. Imediat îmi scot un castron și continui. Abonați-vă la Sebi Acasa, prietenii mei gurmanzi, să mâncăm cheesecake bun. Fiți atenți ce fac. Iau laptele, îl pun aici într-un alt castron. Cu ocazia asta se și răcește puțin. Bun. Zahărul tot. Acum luăm brânza și o adăugăm peste lapte, peste frișcă. Imediat o să iau mixerul, le amestec puțin așa. Vedeți? Puteți să le amestecați și cu telul, nu-i neapărat mixerul, dar dacă îi dăm cu mixerul, o omogenizăm mai bine. Imediat o să vedeți. Și acum aveți grijă că o să stropiți toată bucătăria. Îi dați drumul foarte încet, vedeți? Încet, 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 încet. Prietenii mei gurmanzi, eu am pus capacul ăsta. Mai bine o amestecați la mână pentru că, uitați, umpleți toată bucătăria. În fine, le dăm la o parte, le-am amestecat foarte, foarte bine. Uite, filmează aici, te rog. Trebuie să vedeți, ca să incorporeze brânza, aceasta este compoziția noastră. Este un pic călduță, imediat o las aici, șterg masa și încep să o bag la frigider. Haideți să vedeți. Curățenie la locul de muncă. Bun, am fost la frigider, am scos blatul nostru, aveți grijă, compoziția să fie rece. Rece, rece nu este, că este călâie. Și filmează, te rog frumos, aici să vadă compoziția cum e, nu o să o torn toată, uite, îl pun așa. Vedeți ce consistență are? Cam așa trebuie să fie. Nu îl pun, uite, așa ca să nu-l dărâm, îi punem, op, așa se bilică. Încet, așa, nu ne grăbim. Am pus-o pe toată. Prietenii mei gurmanzi, incredibil, aceasta este toată rețeta. Bine, nouă ne-a rămas gemul. Dacă vreți să nu-i puneți gem, ați terminat cu rețeta. Acum o băgăm la frigider și o las minim o oră înainte să-i punem gemul pe deasupra. Minim o oră, prietenii mei gurmanzi. Haideți să vedem. Abonează-te la Sebi Acasa. Bun, am ajuns la ultimul pas. Luăm gelatina, eu o rup pentru că nu intre, și o punem la muiat în apă rece. O dăm aici la o parte și avem gemul, cum v-am spus. Uitați, dacă nu vreți să folosiți gem, puteți să folosiți gelatină colorată cu arome, orice aromă vreți voi, puteți să folosiți sau să nu folosiți. Gelatina s-a hidratat, iau gemul și aici într-o crăticioară îl punem la foc. Vedeți? Gelatina o scurgem de apă. Așa? Și o adăugăm peste gem. Începem să le amestecăm și le lăsăm la foc moderat până se dizolvă toată gelatina. Gata, vedeți? S-a făcut lichid, s-a topit, l-am adus până la o temperatură aproximativ 60-70 de grade, nu a ajuns să fiarbă și acum, bine amestecat, îl lăsăm aici să se răcească, scoatem tortul și îl punem. Imediat o să vedeți. Atât de simplu, prietenii mei gurmanzi, pregătiți această rețetă acum de că vin sărbătorile și bucurați-vă de ea. Cu gemul care vă place vouă mai mult. Ia uitați, vedeți? O oră și ceva l-am ținut. Vedeți cum s-a încins? Gemul s-a răcit, nu este rece de tot. Filmează așa să vadă. Și acum îl adăugăm așa frumos. Eu îl pun pe tot. Am avut 350 de grame. Acum este lichid, l-am pus așa în stânga-dreapta. Și uitați ce omogen a ieșit. Prietenii mei gurmanzi, vă rog eu frumos, chiar dacă nu v-a plăcut, dați-mi și mie un like. Și ne vedem acum. Trebuie să-l lăsați peste noapte sau minim 5-6 ore până să încheagă bine și gemul de deasupra și trecem la momentul cel mai așteptat. În acest timp, eu nu o să stau degeaba, o să vă prezint rețeta de varza la Cluj. Încep și fac rețetica, după care trec să probăm această minunată rețetă. Haideți. Timpul a trecut, cheesecake-ul s-a făcut, ieși din scenă acum paiasă. N-am avut răbdare, l-am lansat doar 4 ore și acum haideți să vedeți. Trebuie să-l desprindem frumos, după margine, eu îi desfac. Să vedem, așa, bravo, bravo, bravo. Ia uitați aici. Wow, wow, filmează într-o frumos aici să vadă prietenii mei gurmanzi. Trecem la momentul cel mai așteptat, prietenii mei gurmanzi. L-am luat, l-am decorat, l-am tăiat și acum trece la momentul cel mai așteptat. Ia uitați aici. Vedeți cum se taie cu lingurița singur toate cele 3 straturi și, Sebastian, să fie într-un ceas bun, Doamne ajută. Prietenii mei gurmanzi, incredibil ce puteți să scoateți la voi acasă fără cuptor și fără multă muncă. Vă invit să probați această rețetă. Uitați-vă încă o dată cât de frumos se taie cu lingurița fără să faci forță aproape. Ia uitați, vedeți? Special pentru prietenii mei gurmanzi. Nu uitați, oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți, pregătiți de sărbători această rețetă la voi acasă și distribuiți-o și cu prietenii voștri. Vă pup, prietenii mei gurmanzi, sunteți iubiți!